Timp de aproape o săptămână, invitatele au luat parte la diferite activități menite să reflecte proiectele de voluntariat întreprinse în Olt. Cele mai importante ar fi cele privind educarea copiilor din familii de rom și din familii defavorizate. De asemenea, am continuat proiectele începute pe Water Project și pe prevenirea traficului de ființe umane. Am încercat să facem, de exemplu, un mic târg cu lucrările copiilor, iar banii colecționați au fost dați către copii cu posibilități foarte mici. Water Project a fost programul care a presupus poate cea mai mare colaborare între cluburile din țară și din străinătate. Pentru că proiectul începuse prin ducerea unor mari cantități de apă plată, dar am ajuns la concluzia că nu este eficientă această metodă și atunci am hotărât să decolmatăm, denisipăm, igienizăm 4 fântâni pe care le-am și amenajat după aceea. Sătenii erau foarte mulțumiți, chiar au venit acolo și ne-au felicitat, ne-au mulțumit. Acest ajutor financiar a venit din partea doamnelor din Norvegia. Da, ele au finanțat această lucrare. We have cooperated for a period of time, for 10 years, supporting the club here. To support clean drinking water for village of Skitu, and 4 wells are now restored after the flood, and we visited 2 of them yesterday, and it's very well working, and the operator show how it works, and some people came there and they appreciate it very much. So we are happy that we can help each other. Cât despre atelierele de lucru la care au luat parte reprezentantele cluburilor din Norvegia și Danemarca, le-au găsit fascinante în ciuda dificultății. Doing activities, painting eggs for Easter, and we have worked on embroidery, your national costume, and we have looked at 2 representative young women wearing beautiful national costumes, and we have tried to make the embroidery, and I think it's very difficult, very very small and very difficult, so we admire it very good. Un singur regret au președinții acestor cluburi, lipsa de implicare a tinerilor. Păcat că foarte puțină lume se implică. Mă refer la tineri. Eu vreau să mă refer acum la clubul pe care eu îl conduc, la Cluj. Clubul este destul de îmbătrânit. Eu lucrez cu doamne de 60-70 de ani, care sunt extrem de energice și implicate foarte mult în munca de voluntariat. Din păcate, nu am reușit să întinerim, dar totuși sperăm că vom întineri clubul de la Cluj. Noi suntem dedicate spiritului Sor Optimist și ne dorim foarte mult să ajutăm societatea, comunitatea. Activitățile s-au încheiat cu un ceremonial aniversar în cadrul căruia au fost înmânate diplome tuturor celor prezenți și implicați în mișcarea Sor Optimistă.